Salutare fraților și bine ați venit la Black Tiger, bun venit la un nou episod din Farmer's Life. N-am mai intrat de mult în acest joculeț și tot ce mi-amintesc că am făcut ultima dată a fost parcă misiunea cu căsătoria, dacă mă țin eu bine minte. Acum cred că mai avem ceva misiuni, get the site, ok, and play, bun, get grenades, asta am făcut-o în sfârșit, try it yourself. Bun. Prologue. Am intrat în joc. Am făcut eu ceva modificări pe aici prin OBS și se pare că așa a trecut timpul în jocul ăsta, că deja a venit ploaia. Suntem în aprilie. Ok. Vreau să dau brat pe inspecție așa în jurul fermei, pentru că nu mai țin minte sincer ce am făcut ultima dată. Eu doar să-mi amintesc că am făcut misiunea cu căsătoria. Dar în rest nu mai amintesc nimic, sincer să fiu. Eu n-am mai intrat în joc de ceva timp. Cred că mai avut ceva update-uri în jocul, dar mă rog. Bun, aici avem noi niște lucruri, perfect. Hai să știți să strângem becul, mergem să ne uităm un pic de animăluțe. Am găleată, da, am găleată. Ok, hai că e bine. E ora 3 și, bun, aproape ora 4, hai să închidem ușa. E aprilie, mai, iunie, suntem măcar în perioada de vară. Am foarte mult din asta. Și trebuie să-l pun aici, dar și compostul ăsta, trebuie să folosim, trebuie să ne apucăm să ne facem terenuri. Neapărat. Să punem calul la treabă. Ca să creăm terenul cu plugul. Bani. Am 3.000 și aproape 4.000 de euraș. Mă rog, nu euro, scuze. Bănuți din ăștia, dar știu exact din ce se calculează în jocul ăsta. Noi o să-i spunem bănuți. Ok, hai să mergem să luăm un pic perea de curățat ca să curățăm la animale. Să fie pe aici, așa, dacă mai țin bine minte, da. Vreau să le curăț un pic pentru că văd că-s murdare. Din nou, Irina, Harvey. Mă duc să văd dacă au și mâncare. Vreau să mă asigur prima dată cu animăluțele pentru că o să vină seara și dacă nu am mâncare, automat nu o să dea mie lapte. Ok, hai că am terminat. Aici parcă aveam, da, o oiță. Trebuie să văd dacă cumva am forfeca aici. Bun, și forfeca nu am. Ok. Hai că ajunge. Hai că se luminează. Trebuie să mă duc să văd și de grădine, nu mai știu dacă am ceva pe acolo sau nu plantat, dar mergem și uităm. Să luăm niște lână de aici, de la oița asta. Ok. Să ne mai și curățăm pe jos. Hai să stingem becul, perea asta, Jesus, ușa asta să-l deschid. No, bun, hai să punem, punem unde-i, înapoi aici. Venim și la celelalte animale, apropo, hai să vedem dacă cumva avem ceva vrană, bă, ce cauți aici, bă? Păi copilul, bă, ăsta-i viseluș. Hai cu mine, hai! Hai să-l dăm la loc! Hai arătă-te! Stai așa. Na bun, stai aici. Așa. Bă, arată bine și jocul ăsta când îi doare afară și iluminat cum e acum, că ne-a cam ținut. E cam ținut un pic și pe vreme mai năsolă. Dar ceea ce îmi pare bine este că jocul s-a mai optimizat. A mai avut foarte, foarte multe update-uri și chiar se simte
că jocul s-a mai optimizat și sper să îl mai optimizeze și pe celălalt, Armor's Father, ca să pot să vin și eu cu mai multe episoade și la jocul ăla, pentru că eu l-am cumpărat fix după, nu știu, cred că câteva zile după ce au apărut. Și când am văzut cât de greu se mișcă, am zis, wow, frate, asta e dezastru. Mi-a părut rău și că am dat bani pe el, dar am văzut că totuși a avut un update. L-a mai îmbunătățit un pic, sincer să fiu, na, pot să bag de bine să zic că nu. Dar mai aștept, că mai trebuie îmbunătățit, ca să ruleze bine măcar cât e ăsta de optimizat. Acum asta pot zic că e optimizat, adică se mișcă foarte bine. Da, bun, hai că am terminat aici. Și vreau să mergem acum să vedem dacă avem ceva pe la grădina. Aici miere, n-avem nimica. Ok. Și aici n-avem nimic. Avem... mâncare stricată. Oh, Jesus. M-aș veni cu Carlos și cu clubul de aici și nu știu dacă am loc să-mi torc sau să fac aici așa un mic teren. Hai să încercăm să... De-aia trebuie să cosesc prima dată. Am coasă pe aici, dar hai că am coasă pe să cosesc prima dată. Este și cositoare, poți să o pui după tractorul, să trească să ne cumpărăm și noi din aia, pentru că... Na, să încerc să fiu eu... M-am cam săturat de... cu asta sau cu mâna și aici. Ai, domnul, nu știu ce e acolo, bine? E nimic mai posibil. Oare o repara? Avem o problemă de nu puteți să pui... Oh, Jesus! Bine că au reparat-o! Bine că au reparat-o! Au avut o problemă și nu puteți să pui... iarbă. Înainte se putea pune, dar îmi dă mie pe afară că nu mai ați face unde să pui. Te puteam pune, dar nu... Nu tot nu știu ce update s-a stricat. Pe aici mai avem lucruri. Hai să mergem să le lăsăm și în cămară. Și... iau sapa să fac în grădină. Vrei? Sau... Nu știu, hai că vedem. Aici, apropo. Ok. Apă, lemne, da, ne trebuie un mushroom din ăla sau cum se numea. O să mai facem și din ăla, hai să lăsăm, de fapt, nașpa, de când am introdus chestia asta că se strică mâncarea, nu ai prea poți să ții foarte multă mâncare. O pui aici în cămară, pardon, în timță. Dar nu pot să pui multă. Degeaba. Ăsta îl mâncăm. Pe miere, ține, white fish, char, honey. Vreau să mergem să mai vinem, sincer să fiu. Disc și alte chestii. Cu discurile și ce-i fain e că poți să vii la ăsta. Și pui un disc, cum e ăsta, de exemplu, dai play. Stai cu ăsta și dai play. Am câteva discuri. E că durează un pic când se încarcă. Megafonul.
Nu știu dacă e cu sau fără copyright. Lăsăm fără momentan, fără muzicuțe. Ok, avem lucruri pe aici. Eu zic că ar fi bine să mergem să mai și lindem din ele. Am luna, care nu mai știu exact unde o vând. Am cam uitat locuri din joc, cum să zic ce eu. Ok. Îngheleata asta lăsăm aici. Știți de ce jocul meu mie e dor? De Range Simulator. De Range Simulator chiar mi-e dor. Cred că aș juca un pic de Range Simulator. Păi și Jaro aici. Ruin. Mă, nu știu dacă Zaforul se strică. Oare toate se strică? Nu știu. Apple tree, asta trebuie să plantăm, nu știu că putem planta una. O să vedem să am și ăsta, da. Ok. Merem până la magazin să... Ok. Adăugat niște chestii, ceva legende. Bă, n-am mai intrat de mult în joc și se pare că m-a mai adăugat și avea lucruri de când n-am mai intrat eu. Rats. Hunted animals. Tip custom pulled. Ok. Custom point. Desa. You can travel fastest in basically animals. Da, lasă. Da, au adăugat oameni din lucruri. Ok, cât e ora? Asta și. Am mai cineva pe aici? Oare au adăugat ceva lucruri noi? No. Ești până la domnul ăsta. Ceva pești, n-am, au lână, îți dau lână, 125. Nu mai vrea astăzi. Aici e nasol, că la asta nu poți să vinzi mult. Hai să mergem să-i dăm țigările în asta, că nu o vezi. Nu le folosesc în joc. Nici realitate, dar nici în joc. Domnișoară, îți dau ceva 5 pachete. Trebuie să ieși mai bun, hai că e bine. Ok, lână, tu n-ai ce face cu ea. Ok, cam market. Mielea, eventual, o să-ți dau miere. Dar nu știu cât îmi dai pe ea. O să băiește. Ok, mici vânzări. Ăsta pare că lua iarbă, nu? Dacă nu mă știu, are în ăsta cu animalele, unde ești? Băi, n-am vrut să mă bag cu ăsta, mă dau. A intrat în trigger-ul vieții. Măcar e bine, pentru un gift. Unde e acum aici? Are ceva și ăsta? Are ceva. Pere, băr. Asta tot timpul are coasă la el. Ok, hai cam ce să vând. Vodka. Dă-i așa, bere. Bere. Așa una cu animalele, dar nu mai văd nimic, sincer să fiu, uite aici. Domnul Zan, niște... Mă atâta mers. Bine, este fain. Hai să mergem noi înapoi, că e noapte. S-a întunecat deja foarte mult în joc. Nu mai se vede nimic. N-am lampa la mine. Au. O fi venit femeia acasă, nu se vede. Femeie, ai venit acasă. Ai făcut ciorbă.
Da, aia bună. Dar nu vreau să se mea, nu știu să cer. Nicăieri pe aici. Na, păi știi ceva? Noi băgăm la chiozdăruț, dacă femeia nu e acasă. Basta, basta. Băi, eu sunt curios, ori, poți să ai copii? Mă, nu pot să. Ar fi fain. Îți facem moștenitor. Hai de nu. Hai să dormim până la ora 7-15 dimineață. Ei, wife to work. Mean. Da. Hai să dăm la astea să luăm de la animale. O, trebuie să facem să vindem, că n-are rost. Ni se strică mâncarea, ni se strică toate astea, chiar n-are rost să le ținem. Că nu mă arunc, sincer să fiu. Acum, din ce văd, trebuie neapărat. Îi dai mai mult sau și business, că de consumat nu consum mult. Dar ce are aici, că nu știu ce nu convine, mă uit imediat. Minim, ok, are ceva mizerie pe aici, asta să mă uit, că dacă are, ar trebui să-i curățăm. Ai. Bun. Hai să mergem să luăm furca dacă... O, fie furca pe aici. Asta chiar nu mai știu. Uite și aici ai mizerie. E că furca, uite aici. Bine. Aici, băcuță. Băcuță, micuță. Perfect. De așa se curăță la măcuții. În loc, mai afară. Nimeni să văd dacă are... Are... Bol? Ideea nu lăsăm asta aici. Hai să luăm găleata. Pusan, ai luat o trecut noapte, iar să-l murdărim. E aici. Și de la locul tău. Să mai ne submește și în alte animale. Hai să dăm și ouăle astea. Mergem și noi la piață. Mai vindem, mai facem un bănuț. Dacă chiar mergem până la piață, mergem să vedem că costă și semănătorile și alte din astea ca să vedem. O să ne vedem pe alte tipuri de utilaje. Stai mă, trebuie să unde e aici. Când să vă obsesc gardul ăsta, că nu se mai înțelege nimic. Ce frumoase. Asta, e albă. Albă ca să fumă la ebeții. E nu? Făcută
gluma asta. Un ciuvac ca lapte. Alb spumul laptelui. Dupte la loc. Afară. Mă durează până... te ocup și de astea, dar nu mai ține o minte... Mingil. No, de pleci. Treci aici. Ui la ea. Ia că m-a fost să fie trasă de țâță. Mă va curțele astea. Trece în loc, ești pedepsită. Hai. Ești că-ți fund la loc. Deci ce ești, fetiță sau bea? Păi băiețelor și aia în răzis, băieței, ce-ți fac eu cu atâța, mă? Atâța bărbați pe aici. Ce-i fac cu atâța bărbați? Mă știu că puteți să pui să se ocupe de animale... nevasta, dar nu știu unde îi. Merită-i la loc. Hai să vedem ce mai avem de acum de... de vândut. Aici mai au mâncare, nu mai au mâncare, știi? Nu. Mai am niște mâncare, ce mă bucur că s-a rezolvat problema aia. Așa. Bun, avem așa, 7 ouă, lună, lapte și ce mai avem pe aici? Se? Ok. Am ceva? Bine. Și acolo la depozitul ăsta de aici. Ok, outbox și nu știu ce vreau să fac cu ea, o iau, poate pot să-l vând. Și am și de... pe primul rând. Am și de... de... pardon, de lup, de... cum îi spunem? Porvistreț. Asta e așa că pot să le vând, dar vedem, hai să merem. Ne nu aici. Aici. E 4.000 jumate bănuți. Na bun, hai să vedem. Dacă putem vinde astea pe undeva tu. Ce mai e pe aici? Ați mai adăugat ceva? Muar. Hydraulic gland. Feeder. Tasting machine. Bine, bine. Adăugat multe, trebuie să... Manure spreader, uite. 156.600, dar nu, na, încă ne trebuie una alte. Plug, mă, n-are plug pentru tractorul ăla. Ba, pentru plug. You know, who is able to pull this play, Insilo, ei bag mine tractor, obții 7.000 de bănuți, îmi trebuie ca să-mi iau plug. Nu mai știa că eu pot să-l vând. Ăla care îl am. Ține minte, 7.000. 7.000 ca să... bun, e bine de ținut minte. Am întâlnit aici, da, tractor, ce bine are tractorul ăsta. Ne trebuie 7.000, ok. Știi, iar băi, pe aici am...
Ce de iarbă crescut. Kami ay tiyak na mapapahama. Aveți cu chi. Hindi ako pupunta. Bine, hai să vedem poza. Dacă se mințe pe aici. Aonde? Ok, laptele. Nice. Oh, ce mișto ceva, că e bine. Luna. 360, perfect. Asta. Isang kapalit na boses. De pot să vând eu asta. Mukhang maganda iyon. Hindi ako pupunta. Trebuie să fost cât de putem mai vinde Luna. Bine. Nu cred că ne-o sta cu animale. Ne-a piat să-i mușeză. Bine. O, de Dumnezeu! Bine, hai să mergem la... Dacă nu mergem atât de jos, mergem la marketplace. Că dacă a putea vinde lână, blau, aia, mă rog, elea, ar fi minunat. A scoate că-i pe ceva bani de probleme. Ah, ok. Poate vrea asta la magazin? Nu, unde că o să-l rând? Nici asta nu vrea. Ce voce are? Cred că mai adăugau voci până la ăștia. Ține? Poate. Bun, s-o mai aduc la lucru, trebuie să vedem de toate astea. Ba, de exemplu, nu ne pot să vând astea, mă, mai arată de us, poate... Poate cine știe, de cumpără el. Băiatul meu, tu vrei așa ceva? Nici ce stă nu. Vi hoppas att det ändras efter premiären. Och du kommer att kunna höra en mindre... Okej, vad det blir asta dit. Så hon är till där lämnen den kred. Turkens med tvär röst. Jag tänkte att så vitt är runt i en tid. Fan, vad hon det på så vunn man. Men jag får spänk på det på ett sig. În afară de somn, dar nu văd, nu văd că fie logic să vinzi acolo. Nu știu, vedem. Dacă nu mă uit eu, mă documentez și se văd dacă se poate vinde ele asta. Nu. Mereu acasă. Nu mai credem timpul. Că n-are rost. Ne trebuie 7000 de bănuți, știm bine. Pun și căruțe pe aici. Este mai cu ea un pic de mutare. Mă n-aș știu bă ce faci. Mai mâncat-o, cred că de mine o să pune. Hai să mai ia. Oricum stai aici pe jos. Ok, bun. Băi, fraților, știm că ne trebuie 7000, dar cumva aveți idee. Dacă pot să vând cumva pielea asta să-mi ziceți, dar oricum o să fac și o să mă documentez și în episodul viitor o să... Vindem și pielea aia, vedem ce mai avem de vândut, să facem 7000, să-l iau un plug. Vreau să văd de terenuri.
Dacă aș cumpăra aici, cât mai costă? Mi arată. Eu cred că numai dacă nu duc la primar. Bine, hai să mergem la primar atunci. Și dacă chiar mergem, ia să sună să... Să... Plătim și electricitatea dacă avem cumva de plată. N-am de plată, ok, când mă pot să zic? Ah, uite, aș putea să cumpăr și acum. Asta de lume. Wow, 9000 pentru agricultură. Câte 2000? 2000. Să cumpăr acum ăsta. Ia să-l cumpărăm. Perfect. Oare dacă merge către Craxamil? Ar trebui să... Vedem, iasă să văd unde pot să fac eu acum agricultură, să-mi văd zona. Adunăm bani. Ce frumos sunt macii și astea. Bă, schimba jocul. Acum o să e nevoie optimizat, o să vezi în la... Maximum, să spun așa. Să ai folosești în grada mea, cred că maxima detalii maxime și să... Unde-i bă, terenul ăsta, mă? Să ai multă iarbă. Nici ce frumos se vede când ai multă iarbă. Circul ăsta din jurul, la caracterul, la ce înscrie. E bă, să ne... Ok, deci zona asta aici... Din... Ia să așa, am nevoie mare și nefăcută până unde lui. Până în drum. Wow. Păi avem, frate, uite aici ne putem face noi un teren cu tractorul, venim pac-pac. L-a făcut tractorașul. Dar văd că e mai lung. Se pot? Wow, oare poți să scoți urcinele la copaș cu hrăneleiță? O fi posibilă chestia asta. Deci știu că parcă râs nu era înainte. Păi posibil și de aici ți-a luat tu. Ia uite și-ți faci. Îți faci... Nu-i de agricultură, dar și de aici, până acolo terenul e mare, nu trebuie să te extinzi așa, nu? Păi facem agricultură, în episoadele viitoare, la urmă, să ne facem un teren aici. Ei. Ok, avem planul. Am cumpărat pământ, acum trebuie să facem să cumpărăm plugul, că, nu știu, cu plugul de cava, poate, cred că poate încercăm un pic pământ. Poate o să încercăm în episodul viitor și cu petru cald. Să vedem dacă iasă, cum iasă, dacă e să funcționeze, facem așa momentan, dar cu timpul ne adunăm bani ca să ne cumpărăm un plug. Și o săptămânătoare. Fraților, cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Am făcut un mic, o mică reamintire peste mine. Am cumpărat un pământ nou. Un lot mai progres. Bani, mai avem 3.000 și aproape 4.000 de bănuți. Abunăm. Cumpărăm ori plug, ori din asta zi semănătoare. Dacă o să funcționeze și cu plugul la car, este de ok. E bine. Iau sămânătoare. Vedem în episodul viitor ce facem. Până atunci, eu vă doresc toate cele bune. Dacă v-a plăcut, lăsați un like și o abonare ar fi imens de apreciată, pentru că, virgulă, canalul meu a început să o ia în jos. Sper că vă place acest episod. Ne vedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune. Bye, bye!